Yeah, Pitbull, yeah! Da, 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 în august! Oh, super, Blana Sao! Vă mulțumesc! Deci totul este aranjat! Da, da, dacă dă bunul Dumnezeu, sigur! Bine, păstrăm legătura, mulțumesc încă o dată! Da, da, da! Da, da, vă pup, bună ziua, Doamne ajută! Aha, aha, aha! Ungure! Copchile, hai și tu! Ce? Copchilul nu vine! No, hai și tu, că și ție trebuie să zic! Ce se întâmplă? Fraierilor de gumă, am rezolvat! Ha, ha! Ce, cu agenția? Da, acum am închis cu doamna, în august! Merem! 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 Unde merem? Bă, n-am vrut să vă zic până n-am știut sigur, dar după un an de pandemie, cred că merităm și noi. Unde ne duceți? Unde? În... Somcuta? Dic Somcuta. La palastieră, la Iujib? Că taci-mă odată să zic. Unde, unde, unde? Maldive. Maldive? Maldive, bețaș. Este. Păi, mă și duc să-mi fac bagajul. Ho, mă, satană, că numai în august. Până atunci, ungure, ai trimis? Am trimis dimineața la prima oră. Perfect! Ce au trimis? Mă, încă nu știm cum o să fie restricțiile de circulație cu pandemia și din alea. Nu știm câte bagaje ne lasă să ducem. Așa că, domnul Unguru aici... Igen. Are un prieten acolo în Maldive, Loții, la care i-am trimis noi hainele înainte. Ce haine? De plajă, cămăși, costume de baie, bermude, șlapi. Să nu le cărăm după noi, știi? Le-am trimis de pacuma. Magic! Ce fain o să fie! Îl luăm și pe Marius cu... Lol, Marius. Da, beteșic luăm. Pe Marius îl lăsăm la vecinul Pișchiș două săptămâni, că n-a peri. Na, păcat, era fain să vină și el. Copchile, nu mă înțelege greșit. Ador să strâng după el, dar acolo merem în concediu, bă. N-am vreme de luxuri din astea. Dar unde-i Marius? Pe aici trebuie să fie. Marius! Marius! No. Marius! Bă, l-ați văzut astăzi? Eu l-am văzut, da! Sau ieri a fost? Marius! Ei, chiclă zău tău de căie, Marius! Unde ești, pune-te așpălanț? Marius! I-ai dat tu drumul? Eu n-am făcut nimic să-mi... Da unde dracu s-o dus? Mă, nu-i nicăieri! Marius! O fugit, mă! Tu-ți câinele și bechehanie, amu trebuie să-l căutăm! Acum? Toată lumea la treabă! Începe operațiunea Marius! 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 Unde ești, Marius? Marius! Marius! Marius, hei! Băi! Marius! Eee! Nu tu, mă! Du-te înapoi! Da! L-ai găsit? Negativ! Căutați! Marius! Mariusica! Marius! Marius! Am cărnat la mine! L-ați văzut pe Marius? Unde e Marius, mă? L-ați văzut pe Marius? Nu? Bine! Marius! Marius! Hai la tata! Hai la tata! Ne, 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 ne! Da! Fai. Ce facem? Ne rămâne o singură soluție. Ce? Ah, că numai la asta n-am vrut să ajung. Ce soluție? Blesteme! Părinte, nu mai știu ce să fac, că-s disperat, beța și indemnizația ta de lumânări. Am căutat peste tot, mă, nu știu unde-i Marius. Ați încercat la vecini? Și la mall l-am căutat, părinte, că mai merge la Cinema City din când în când. Mănâncă găini. Nu, că-i dau bani de merinde zilnic. Își ia numai KFC și sandwich-uri din benzinărie. S-o fi bătut cu alți câini? Nu, aici nu bate, părinte, numai latră. Îi băiat bun. Ajută-mă, părinte, să-l găsesc. Și cum să te ajut eu, fiule? Păi mă gândeam că poate bagi o dedicație la Jesus, o priceasnă ceva. Cum? Un tatăl nostru, două născătoare și apare.
Nu merge așa, fiule. Căile domnului sunt încurcate. Da, dacă, de exemplu, ți-aș da 100 de euro, nu s-ar mai îndrepta căile astea domnului. A, ba da, cum să nu? Te rog, părinte, ești ultima speranță. În numele domnului, tata tot puternic, păzește-l pe fiul tău, Marius, și-l călăuzește pe el spre casă. Da! L-am găsit! Da! Da, hai acasă! Recepționat! Ne rugăm pentru robul tău, Marius! Părinte! Stop! Am rezolvat! Vai, ce bine, fiule! Și 100 de euro? Nu, mersi, că nu mai trebuie! L-am găsit singuri! Cum? Doamne ajută! No, unde e Marius? Păi nu-i aici! Ai zis că l-ai găsit! Da, am aflat unde îi! Unde? M-a sunat Loții! Ungure, mă duc după el! Să ne așteptați pe aeroport când ne întoarcem! Bine, vin cu trabantul! Ah, ce drăguț, cățeluș! Pot să-l mângâi? Acum adorme, dar stați să-l trezesc! Ah, ce nesimțit! Ce faci, doamne? Go, influencerițelor! Mai încet, că nu mușcă! Vă vorbește capitanul! Domnul cu câinele, vă rog să vă trageți pantalonii sus, ce Dumnezeu! Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: comedie.